seara și bine v-a regăsit la cartea la minut de azi, de Halloween, care este într-o ceașcă de ceai de Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn este un occidental care s-a dus fermecat de Japonia, a trăit acolo și a schiacules legende și povestiri, dintre care unele cu fantome. Această carte a apărut la noi în 1988 la editura Univers, este tradusă de uh, Radu Sântulescu și cuprinde unele povestiri care pe mine m-au lăsat cu cu fiori pe șira Pentru că la noi, fantomele apar în noaptea, în semi obscuritate, pe când în Japonia ele sunt la lumina zilei și fac parte din viața de zi cu zi. De pildă, într-una dintre povestiri, un tânăr în copilărie este promis unei alte tinere și văzând-o după câțiva ani, își dă seama că de fapt se culcă cu un schelet și încearcă să iasă de sub blestemul acestei iubiri. Într-o altă povestire, haina unui samurai este purtată de niște fete care tot o mor după ce o poartă. Aceasta este în urmă, arsă, însă din focul ei se aprinde un întreg oraș. Într-o alta, o concubină tânără rămâne cu mâinile putrezite ale unei moarte lipite de sânii ei, nu mai poate să și le deslipească și își ia lumea în cap. Pisicile pe care le desena un băiat ies din hârtie, se adună și ucid într-un vacarm îngrozitor un demon uriaș sub forma unui șobolan. Știați că fantomele în Japonia aparțin și morților, numite și Rio, dar aparțin și viilor, numite Ikirio. Și ați auzit de acel învățat chinez, Shoshu, care visează că este fluture, trăiește ca un fluture și odată ce este treaz, nu mai poate să trăiască ca un om și nu mai știe dacă este fluture sau om, dacă visează că e fluture sau fluturele visează că e om și multe altele pe care vă îndemn să le citiți în această cărțulie subțire care merge citită foarte repede. Până data viitoare, lectură plăcută!